Do you still see me okay, baby? You are one of that kind of people that somehow are the reason for why artists are making art. You know that, right? You're that kind of creature. You're a weird creature. That's why I like you. Damn. Well, I know, but I own this guy, 2000 Tokes show. So you'll have to wait, guys, because he did read 2000 Tokes since you didn't. Plus, says her drawling. God damn! You enjoy too! I mean, come on, the guy is giving you a show for free, what the hell? You should thank him. All of you cheap asses. Big time. I love you for that. I can hide behind it. I'll make you tip so you can see me when it's finished. I'll hide behind it. Well, yeah, I finished fine arts. And that's what I'm doing around here. Along with the pornification thing. Well, you're new in my chat room, but that's kind of the rule. When I choose to paint here, I'm painting, and when we pornificate, we pornificate. And we can do them both if you tip it good. Facem ceva cu aia. Nu, sunt... Cu cana, vrei? Nu, desenează tren. Mi-a desenează tren. Desenează un tren, mama, stai. Aristo, desenează un tren care iese din cană. Da? Desenează-mi un tren care iese din cană. Uite, uite, fii atent. Uite aici cana și fă un tren care iese de aici, din cană. Nu. Poți? Nu. Nu poți? Nu. Bine. Trenul ăla se plimbă pe deasupra cănii, mamă? Da. Bine. Ia vină încă. În sus. Așa. Ești cățel tu? Da. Da? Vrei să fii cățelul meu? Vreau, mătă. Hai, vine în brațe. Oh. Vreau poza. Păi vrei poza sau brațe sau amândouă? Poza. Vrei poza în brațe? Da. Hai, vine. Mai am tu. Da. Au. Te iubesc? Și eu te iubesc. Acum sunt în mașină.
Fantoma! E fantoma? Nu există fantome. Fantoma e acolo. Mama, nu există fantoma. Bate fantoma. Batem fantoma? Da. Batem fantoma. Gata, nu mai e fantoma. Mașina a plecat de mâncă. Ce faci, Dorian? Ce faci, tati? Ce faci? De ce? Păi, ți-ai luat alea? Da, Dorian, știu. Ok. Hai, mai mergem, tati, la Uța? Nu. Nu mai mergem, bine. Tati, mă las să dau drumul la muzică? Aoleu. Și de restul? Ăia pe ieșirea din spital au scris că trebuie să eviți singurătatea. Și e foarte mișto acolo, e foarte multă liniște. Nebunia e aici, afară. Acolo chiar e liniște, cu toți nebunia de acolo. Am cunoscut și un poet. Bine, acolo toți sunt poeți. Dar ăla chiar era interesant. Și aveai ce discuta cu toți nebunii ăștia. Stăteam 16 ore de senat. Mă sculam dimineața la 4:30. După aia începeau să cânte păsărelele, începea să se ivească lumina, erau foarte mulți copaci și foarte frumos peste tot. Și de când se ridica lumina și până seara, la 9, desenam. Și mă mai chemau ăia de 3 ori la masă pe zi, coboram să mâncăm, și mă chema de tot așa să luăm medicamentele. Și în rest desenam. La spitalul de nebun este exact ca în vama veche. Când mergi pe alei, nu auzi decât n-ai o țigară sau n-aveți un leu. Și unii chiar merită să le dai și le dai, la alții nu le dai că sunt cercetori profesioniști. Și telefon! Spune-i lui mama. Pune? Păi pune la ureche dacă vrei să auzi. E în stație la mașină, ai auzit? Zici tu, ok. Bolu? Nu. Nu. Nu bine. Mănânc ăsta. Că omul țipă după Mickey Mouse și eu n-am decât Tom și Jerry. Ăsta e ultimul exemplu. Încearcă. Așteaptă mașina. Ca să... Ok. Că pe aici se rătăcește. Să vedem blocul pe geam, mi l-am arătat. Da. Erau niște momente intime, știi? Și ea privind încolo la blocul ei pe geam, văzând drumul, eu fiind în spatele ei, n-am avut ce să fac. Și ne-am iubit și cred că de-aia nu a fost atentă la direcția care eu arătam eu. Că ne-a fost dor unul de altul și mă iubește, mă cicălește, dar nu trăiește împreună cu. Și așa o să rămân. Hai, Arista.
bagă! Hai! Du-te și pupă-l, hai! Du-te! Hai, du-te și pupă-l! Și-a spus că v-am și să nu, să nu pupă. Lasă teatru! O să fiu o ceatistă jegoasă și la 40 de ani. Și plin la facultate, ca de exemplu. Pe care nici nu mă permit. Și nu, n-am să mi-o permit. Degeaba mă duc acolo dacă eu n-am să-mi iau o ascuțitoare. Că trebuie să susțin atâția oameni. Am obosit, Doria. Și tu mă iei că ce-ai făcut? Mai descurcați-vă și singuri, toți. Chiar trebuie să schimb orașul, trebuie să schimb țara, trebuie să schimb pământul ca să scap de toate astea. Chiar trebuie. Vă trem pe toți, nu numai pe tine, că tu ești, e adevărat, ăla cu vina cea mai mică, să spune. M-aș muta pe lună dacă aș putea, dar nici acolo n-am să fac mare căcat. Tot îmi trimite scrisoare când mă descurcați fără mine. Hai, Aris. Hai, mama, hai. Hai la uță. Vrei să iei motocicleta? Uță mea. Mă pun, ce-a fost doar de mine? Mă pun? Ce copil. Hai. Și atunci la fuga lui nevastă mi-a răspuns eu cu fuga la ospiciu. Dar mie mi-a ajutat. Pentru că am început să desenez. Ei trebuie o pauză. Și are dreptate că n-are cum să-și o ia pauza. Pentru că s-a apucat de multe lucruri și acum toată lumea trage de ea. Și nu e ok. Trebuie să dea prostiile la o parte și să facă numai ce e important. A, și asta se numește legături matrimoniale și, de exemplu, și femeia și bărbatul locuiesc în același ambient și chiar au o chestie comună, noțiunea asta de familie, clepsidra, timpul petrecut în familie. Dar fiecare vede lucrurile ori așa, ori așa. Și de-aia m-am semnat și aici, și aici. Și cumpărătorul, privitorul, are de ales între... alege varianta asta sau varianta asta. Deci o pune pe perete cu vrea el. Cu unii din ei chiar au ținut legătura și se pare că primul nebun organizează acum o expoziție cu desenele și îmi face roșii de cât am nevoie, 3-4 milioane să înrămez toate desenele și mie nu vrea să cred când ăia ziceau, cu cât îl vindeți? Și eu ziceam, 50? Și imediat ziceau, da, așa puțin? Și dădeau bani. Și a zis, ok. Dar probabil că era prețul de spital. Acum să văd afară. Stai. Din lirica Doriană? Wow. Stai să plece, Angie. Păi chiar știu. Tac. Tot la fel, sunt jumate de față e întunecat. Dar ține-mă așa și dă-i așa. În sus. Ia, exact acolo, da. Da. Camera merge. Sunetul merge. Portret, tras unul. Deci nu știu ce să fac. Sunt la cincea, la cincea căsătorie. Înainte de câte ori taca 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 taca, îi spuneam: ai grijă. Mai am un deget. Acum Alice are orgoliu
fiind ultima, a cincea, să-mi spună, da, da, eu sunt a cincea, sunt degetul opozabil. Și gluma de căcat care este. Ai grijă, mai am o mână. Am glumit. Hai, vino. Vino, mă, coace. Hai. Bă, da, 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 da. Okay. Hai, vino odată. No. Lasă, du-te. 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 Lasă-mă, dragă, că învăț engleză aici. Iubesc. Da. Mult. Da. Îți place mult, ei? Da. E același lucru. Nu este, din cauza asta. E o interpretare, interpretarea mea. N-am voie. Nu, de ce să faci spiralele? De ce să faci spiralele lui Huttermaser, că poți să faci spiralele lui Alice? Hai. Nu, Herb Alice. Riolo, riolo. Să fie elevă cu copil e foarte greu. Eu n-am recomandat, au venit colegi la mine. Vai, vreau și eu, e atât de drăguț, e superb, vai ce frumos, ți-ai făcut deja familie, sunteți o familie așa frumoasă, am o colegă chiar care ne spune familia Floyd. Le-am spus, nu faceți asta, pentru că eu aveam nevoie de asta, că eu am trecut printr-o perioadă destul de grea, cu familie nasoală, cu droguri, povestea tipică, standard, pentru orice adolescent care face un copil în liceu. Piu, piu. Și te omor singur așa de clasă. Piu, piu. Păi nu vrei să jucăm spânzuratul? Piu, piu. Pipelu. Fii adevărat. Bună, bună. Trebuie să-ți asumi. Ea mi-a spus, sunt gravidă. Ce puteam să fac? Eu am 53 de ani, iar 18. Sunt 35 de ani diferență. E strigător la cer. Dar eu știam că fac bine ceea ce fac. Dar de ce trebuie să mă justific pentru asta? Pentru că asta am simțit. Asta a simțit și ea. O să continui facultate la Unarte, tot la textile, că asta mi-e secția. Încerc, începând cu luna viitoare, eventual, să îmi fac niște ateliere personale cu copii mici de creație, în care să includ cumva și părinții, în care să îi învăț câte ceva despre artă la nivelul lor și să-mi deschid o firmă de handmade. Pentru că eu pe vara asta mă plac și merge foarte bine și îmi place să fac asta.